Zeci de elevi de liceu și-au testat astăzi cunoștințele în cadrul concursului internațional Tinerii în Pădurile Europei. Concursul este organizat în toate județele țării, iar cei care se califică în fiecare județ vor merge la etapa națională. Cu ce te-ai pregătit pentru astăzi, pentru concurs? Am avut de citit niște foi, în engleză și în română. Și crezi că ești pregătită? Ai emoții? Da, am foarte multe emoții, dar sunt pregătită. Am citit foile în engleză și în română și m-am documentat în privința subiectelor. Ești pregătită? Da. Ai emoții? Da. De la ce liceu? Ștefanu Dobleja. Am accesat materialul de pe site-ul Ron Silva al Tinerii în Pădurile Europei și alături de doamna coordonatoare, doamna Stretcu Simona, am parcurs materialul plus legislația care a mai fost adăugată anul acesta. Ai mai participat și în anul trecut? Am mai participat doar anul trecut și am reușit să ajungem la faza națională, care s-a ținut la Bușteni, iar acolo, din păcate, am fost pe locul 6 din 14. Proba a constat într-un test grilă de 50 de întrebări pentru care elevii au avut la dispoziție 2 ore jumătate. Astăzi la Palatul Copiilor Drobeta Turnu Severin organizăm etapa județeană a concursului european Tinerii în Pădurile Europei. Este un concurs înscris în calendarul Ministerului Educației Naționale și are ca obiectiv principal educarea copiilor pentru gestionarea durabilă a pădurilor și conservarea biodiversității. Obiectivele acestui concurs, cred că v-ați dat seama, este vorba de conștientizarea în rândul dumneavoastră a elevilor din școlile din județ și din România, a valorilor cadrului natural european, educarea dumneavoastră în ceea ce privește gestionarea durabilă a pădurilor și conservarea biodiversității, implicarea dumneavoastră a tinerilor în proiecte comunitare. Concursul este organizat de Regia Națională a Pădurilor Rom Silva în parteneriat cu Asociația pentru Dezvoltare Comunitară Durabilă ALUTUS și Ministerul Educației Naționale. În Mehedinți, competiția este organizată pentru cea de-a doua oară, derulându-se la Palatul Copiilor din Turnu Severin. Ce ne puteți spune despre concursul care se ține astăzi la Palatul Copiilor? Este concurs european, aflat în calendarul activităților extrașcolare. Și la Drobeta Turnu Severin se desfășoară pentru a doua oară, faza județeană. Condiția obligatorie de participare la concurs este cunoașterea limbii engleze la nivel cel puțin mediu. Dintr-o unitate școlară s-au putut înscrie chiar și mai multe echipaje. Etapa națională va avea loc în perioada 18-22 iunie în Parcul Național Călimani.